S-au încheiat jocul etapei a 20-a din Liga 1 la fotbal, una în care CS Turnul Severin a reușit să mai câștige un punct din deplasarea de la Chiajna. În ultimele trei jocuri ale etapei s-au înregistrat rezultate așteptate, chiar dacă surprinde victoria la limită a steliștilor la vecina de clasament a lui CS Turnul Severin, Universitatea Cluj. Iată tabloul complet al etapei cu numărul 20 din Liga 1 la fotbal. Steaua conduce în clasament cu 50 de puncte, urmată de Astra cu 40 și Pandurii Târgu Jiu cu 38. Ceahlăul cu 19 puncte intră și ea în hora retrogradării, venind la doar un punct de locul al 15-lea. Loc ocupat de CSMS Iași cu 18 puncte, urmată de Universitatea Cluj la un punct. CS Turnul Severin ocupă locul al 17-lea cu 13 puncte. Gloria Bistrița rămâne în continuare lanterna roșie a clasamentului cu doar 12 puncte. Etapa viitoare, CS Turnul Severin va întâlni pe teren propriu Astra Ploiești, echipă care a mai reușit un transfer de marcă, reușind să-l aducă pe internaționalul George Florescu. Dincolo de problemele care au apărut la CS Turnul Severin și care s-ar părea că s-au rezolvat pe cale amiabilă, conducerea clubului va pune în vânzare biletele pentru jocul cu Astra Ploiești, ce se va disputa luni cu începere de la orele 20:30 pe stadionul municipal. Prețurile nu sunt diferite față de turul campionatului. Astfel, la cele două peluze, tichetul costă 5 roni, tribuna a doua 10 roni, tribuna a întâi 15, tribuna 0 20 roni. Iar pentru cei care doresc să stea la oficială, accesul este permis contra a 100 roni. Biletele se pot procura de joi până luni, între orele 9 și 17, la stadionul municipal. Geri Gane și fotbaliștii pe care îi pregătește așteaptă din partea dumneavoastră o prezență masivă la această partidă, deosebit de importantă, pentru că să nu uităm, Astra ocupă locul al doilea în clasamentul ligii întâi, la doar 10 puncte de lidera seriei Steaua București. Duminică, în cadrul unei noi etape din campionatul juniorilor 1 la handbal, CS Turnul Severin a întâlnit în sala polivalentă Clubul Sportiv Novaci, echipa aflată și ea în zona fierbinte a clasamentului. După ce au condus la pauză cu 26-9, handbaliștii pregătiți de profesor Lilian Asăman au învins cu 53-22, o echipă mult prea modestă pentru acest nivel competițional. Principalii marcatori ai severinenilor au fost Alin Borugă, Dragoș Ivănoiu și Alexandru Dumitrele cu câte 11 reușite, Adrian Nițu 9. Etapa viitoare, Clubul Sportiv Școlar Turnul Severin va evolua în deplasare la Clubul Sportiv Școlar Sibiu, echipă care domină întrecerea din această serie a campionatului juniorilor 1 la handbal masculin.